De cele mai multe ori, imaginația ne încurcă. Spuneam anterior că suferim uneori de presupunită, scenarită și alte boli inflamatorii ale gândirii negative. Dar imaginația în sine este o resursă extraordinară. Ea ne ajută să visăm, să ne facem planuri, să știm ce anume ne dorim și să putem vedea mai departe, ca apoi să știm ce să alegem ca să ne atingem obiectivele. Fără imaginație, fără să avem viziune, fără să ne folosim această resursă extraordinară, capacitatea imaginativă, probabil că n-am ajunge niciodată nicăieri. Am rămâne prizonierii limitărilor, a autolimitărilor. Numai că, exact cum este și medicamentul, el este realizat cu un scop nobil pentru a ajuta la însănătoșire, însă dacă e administrat unui copil sau în doze nepotrivite, poate să facă mai mult rău decât binele pentru care a fost creat. La fel este și cu imaginația. Ea în sine este o resursă extraordinară și cu cât ai mai multă, cu atât, orientată negativ, îți poți face mai mult rău. Poți să-ți imaginezi un ac din acela de la bordul mașinii care indică nivelul căldurii pe care o are apa în motor, da? Și când este mașina lăsată peste noapte sau este iarnă și abia o pornești, apa este clar pe verde. După ce ai mers cu ea și ai forjat-o, se încălzește și dacă e cald afară sau urci pe transfăgărășan, se duce către roșu categoric. Da, deci ea în sine este în regulă. Poți să îți imaginezi că această resursă extraordinară poate fi folosită nu doar împotriva ta, ci și pentru a avea soluții, pentru a găsi ieșiri din anume contexte sau din anumite contexte sau blocaje, tot cu ajutorul ei dacă o folosești constructiv. Iată ce îți propun, să ne uităm la câteva lucruri care sunt bine de știut. Dacă tu știi cum să faci să te îngrijorezi, cu siguranță mintea ta are soluții și știe și cum să faci să te bucuri sau să te relaxezi, da? Sau să te liniștești. Pentru că ai mai făcut asta în trecut, ai făcut de multe ori și softul este deja instalat, deci important este doar să-ți aduci aminte ce ai de făcut sau să lași imaginația să-și facă treaba, luând-o de pe roșu și punând-o pe verde, să găsească soluții pentru tine, pentru confortul tău. Practic, ce utilizezi? Același principiu. Exact așa cum s-a creat asocierea de a face lucrurile într-un anume fel sau a te îngrijora pentru orice și din nimic, tot la fel poți da voie minții tale să găsească o nouă reasociere adaptată cu persoana care ești acum, în momentul prezent și contextul de viață, în așa fel încât să fie potrivită pentru acest context nou. La fiecare mod de adaptare sau la fiecare reacție sau modalitate de a ne raporta la o situație, a existat un declanșator sau un motiv care a generat acel comportament. Aici vă dau câteva exemple, de pildă copilul care este neglijat și părinții sunt foarte ocupați. Atunci când copilului este greață, rău sau, știu eu, are o condiție medicală, imediat părinții se activează și își au zile de concediu, stau la căpătâiul lui, îi acordă atenție, grijă, afecțiune. Un copil care stânjește și suferă după această atenție
a părinților poate înregistra inconștient informația că atunci când este bolnav primește ceea ce nu primește atunci când este sănătos. Și atunci, după acest principiu, poate să dezvolte o modalitate de atragere a atenției, de somatizare a nevoilor prin această cerință de a fi băgat în seamă, de a fi îngrijit, chiar dacă costul este starea de rău, adică o să-i fie rău, o să-l doară burtica, o să... Da, vorbim despre somatizare. Sau un alt exemplu, știu și eu, teama de a nu te delăsa te-a împins să ai o atitudine heirupistă, să pui foarte multă presiune pe tine și să vrei prea multe de la tine, pentru că dacă nu puneai presiunea, cumva știai că pierzi foarte mult. Și atunci mobilizarea aceasta excesivă, pe de-o parte, te costă emoție negativă, știu eu, o solicitare în scurt timp, dar deși îți dă insomnii și nu te lasă să te simți bine, îți dă și accesul la succes. Da, deci, dar poți găsi alte moduri, da? Sau, de exemplu, un copil care a auzit multe certuri în casă și a dezvoltat surzenia psihică sau psihologică și când devine adult are conflicte cu partenerul de viață că nu este ascultat, că nu este auzit, că nu-i pasă de celuilalt, adică celălalt reclamă că nu-i pasă ăstuia de ce se întâmplă. Da, doar pentru că aude o tonalitate înaltă sau aude un anumit cuvânt declanșator de la care se pornea cearta și atunci el tinde să intre pe filiera aceea în modul de autoapărare și dacă aude ton de ceartă registrat de el ca fiind de ceartă, automat se retrage, nu mai aude, devine indiferent, pentru că în copilărie acesta era mecanismul de a supraviețui agresivității din casă și să se protejeze jucându-se acolo în camera lui și cântând sau jucându-se cu păpușelele, ignorând zgomotele care îl înfricoșau și îl agresau și aceea a fost modalitatea lui de a trece mai ușor de supraviețuire la ceea ce se întâmpla. Ei, acum este adult și nu mai este cazul să-i fie frică, dar nu știe cum, pentru că deja softul a fost instalat și tot rulează și tot rulează până ce nu îl conștientizezi și nu face efortul de a-l înlocui și adapta cu ceva adecvat momentului prezent, proactiv, productiv. Da, deci important este să identificăm ce se ascunde în spatele acestor modalități de a reacționa care nu ne plac sau modul acesta de gândire, ca apoi să găsim soluții. Și putem să ne gândim și că, da, deci practic se antrenează, se instalează prin antrenament, da, prin repetitivitate, poți învăța noul mod de a ieși din cercul acesta vicios care nu mai se potrivește deloc cu vârsta pe care o ai și în momentul actual. Și încă un aspect bun de știut, această recadrare a, știu eu, diverselor lucruri, să te uiți la ele și din altă perspectivă. De exemplu, faptul că te îngrijorezi și că ești preocupat arată în primul rând nu doar că, știu eu, ești psihopupu, trebuie să te duci la medicul psihiatru, cum probabil că ți-ar putea spune unii care vor să fie răutăcioși. Nu, asta nu e de psihiatrie, în niciun caz să fii încordat sau îngrijorat, dar asta arată că ești responsabil, că-ți
pasă de ceea ce se întâmplă și uneori doza încurcă, doza de interes sau doza de îngrijorare, da? Dar pe fond arată responsabilitate. Și doar oamenii complexi pot să-și facă tot felul de gânduri. Cu cât suntem mai sofisticați, cu cât gândim lucrurile din mai multe perspective, cu atât ne putem face singur rău cu aceeași doză de imaginație orientată negativ. De exemplu, nea Gheorghe de la Țară, dacă găina sau găina lui Ion, cățelul lui Ion i-a furat găina și i-a mâncat-o, nu stă Gheorghe să se întrebe ce să fac, să mă duc să-i spun, să aleg ora, să o fi trezit, e deranjant, să mă duc acum, o fi într-o stare bună, nu o fi într-o stare bună, să primească ce am de spus, dar dacă mă duc să nu stric relația cu el, dar dacă nu mă duc să nu am insomnii. Deci nu stă să se gândească în toate felurile acestea. Găsește o soluție a aceea prima care vine și care îl ajută pe el să doarmă foarte bine. Fie îi fură și el o găină lui Ion, fie îi ologește câinele ca să nu mai meargă la vânătoare de găini, fie știu eu ce acțiuni face, știu eu, aruncă cioara descântată sau cum se cheamă, să-i poarte ghinion lui Ion în curte sau pisica moartă peste gard sau știu eu ce superstiții sau se mai pot întâlni la țară sau moduri de răzbunare. Și ce bine doarme Gheorghe după acțiunea respectivă. Da, deci oameni simpli, soluții simple. Oameni complexi și sofisticați, minte complexă care uneori doare. Deci nu uita că ai tot ce trebuie în tine și pe același principiu, dacă ai reușit să implementezi, nu contează în ce context, din ce cauză, când un mod de acțiune și de raportare la o situație, tot în tine este soluția, producând acum un alt mod mai adecvat, mai potrivit cu vârsta, momentul și felul în care vrei tu să fii de aici încolo. Ne revedem în episodul următor.